Sfânt fără moartele, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfânt fără moartele, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfânt fără moartele, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească să ne mântuim, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Hristoase Dumnezeule, care ești lumina cea adevărată, trimite peste noi toți lumina ta și ne luminează inimile și gândurile noastre și ne întărește pe toți la tăiață, la fapte bune, la fapte frumoase, la fapte acțiunile cele bune care se fac cu dreptate, cu adevăr, care se fac cu cinste, așa cum îi place lui Dumnezeu. Slăviți să fii Domnul și veți să amin. Vă mulțumesc! Mulțumim pe Dumnezeu de Dumnezeu, sperăm că binecuvântarea ne va aduce asupra și sujete, națională, păstrată după un regim totalitar comunist de jumătate de secol, instalat odată cu ocuparea sovietică acestei palme de pământ românesc pe 28 iunie 1940. Partidul Național Liberal, constituit și reconstituit în căutarea unor formule de rezistență comună în fața coloanei a 5-a Kremlinului, ce împiedică în continuare redobândirea prosperității și a libertății noastre, a demonstrat verticalitatea națională sub regim comunist, după ultima reconstituire în 2000. Promitem că intrați în Parlament, nu vom uita niciodată acest deziterat. Să dea Domnul să avem o majoritate democratică unită și să putem realiza obiectivele naționale. Vă mulțumesc! Este momentul ca Partidul Național Liberal din Republica Moldova să se consacre drept cea mai proeminentă organizație politică liberală din această țară. În al doilea rând, îmi exprim toată încrederea în echipa de candidați pe care o consider ca fiind o îmbinare fericită între experiențe. Unor șefi în stat le vine bine. Pentru fotoliu ei sunt gata să-și vândă mama și pe tata. Trezește-te, române! Din socul cel de moarte. Călăul rus, vampirul comunist, din nou ne bate în poartă. Voronim cu aluițeată, ne calcă în picioare, aici, la noi acasă, chiar sfânta demnitate. Acum, ori niciodată, votează altă soartă. Votează... Cuvântul lui Alexandru Bogdan Boza, reprezentantul PNR de România. Poftim, Bogdan. Stimată doamnă președintă, stimați candidați, stimați colegi, dragi simpatizați.
Vreau să vă reamintesc de ce ne aflăm noi astăzi aici. Ne aflăm noi astăzi aici. În acest moment, evident că fiecare vrea să se poziționeze în inima electoratului pentru un anumit mesaj. Eu personal vă spun că cei care afirmă că nu avem șanse se tem de noi. Noi trebuie să fim acel echilibru între puterile de stânga, reprezentate de Partidul Comunist din Republica Moldova, și aceste partide, care sunt o creație artificială a unui lider de la București, aflat vremelnic în funcția de președinte al țării, pentru a-i sprijini interesele sale personale, trebuie să fim acel echilibru și vocea cetățenilor Republicii Moldova. Nu trebuie să ni se spună ce trebuie să facem în această țară, nici de la București, nici de la Moscova. Cetățenii Republicii Moldova știu mai bine ce trebuie să voteze. Nu înțeleg de ce este nevoie ca un președinte de țară să susțină un anumit partid sau o anumită construcție politică într-o țară în care proprii cetățeni au puterea deciziei. Vă reamintesc că în România, pentru dreptul de vot, au murit oameni, au murit tineri, așa cum văd eu aici astăzi. În decembrie 1989, aceștia și-au dat viața pentru ca oamenii, generațiile care vor urma, să poată ieși la vot. Noi ne vom lupta cu un electorat dezamăgit, iar întreaga responsabilitate a acestui electorat dezamăgit, încă o dată subliniez, este a acestor partide care sunt în această alianță pentru integrarea europeană. Acei oameni, trebuie să le spun, acelor oameni, trebuie să le spunem că dreptul de vot este esența democrației. Să meargă la vot pe 28 noiembrie, indiferent cât de dezamăgiți au fost ei, să se exprime punctul de vedere. Noi avem datoria să le explicăm ce înseamnă Partidul Național Liberal și ce le propunem. Noi nu vom promova camarila politică. Noi nu vom schimba șef de vamă ca să treacă anumite tiruri pentru o anumită țară, pentru că are în interes un șef de partid. Noi nu vom da contracte preferențiale. Noi nu vom negocia interesul național și nu vom merge cu mâna întinsă la Uniunea Europeană. Noi oferim demnitate. Acesta este mesajul pentru care trebuie să mergem la fiecare dintre cetățenii Republicii Moldova. Și mă bucur că sunt astăzi aici, pentru că de astăzi începe munca. Iar această muncă și reușita noastră, în care eu personal cred, Partidul Național Liberal din România crede, domnul Crin Antonescu crede în ea, prezența mea aici este cea mai mare garanție, trebuie să fie în fiecare zi și în fiecare clipă, până pe 28 noiembrie. Sigur că nu avem resursele unor partide mari, pentru că nu avem acces la banul public, ca să putem plăti electorat, să putem plăti mașini, să putem plăti logistică de campanie. Însă noi avem ceea ce niciunul dintre cele trei partide nu au, și anume curajul să mergem în casa fiecărui cetățean din Republica Moldova, să-i primim în ochi cu demnitate și să spunem: noi nu am furat nimic din banii dumneavoastră. Noi vom face acele reforme, nu doar le mimăm cum au făcut ei. Acest an de zile a fost un an pierdut pentru Republica Moldova. Cine este responsabil pentru acest lucru trebuie să asume responsabilitatea în mod public în acest moment pentru o demisie de onoare. Nu este altă cale dacă acei oameni politici înțeleg ce înseamnă interesul național și demnitatea națională. Dacă nu, vedeți dumneavoastră ce se întâmplă. Vă mulțumesc și Dumnezeu să ne ajute să intrăm în Parlament.